ziua și bine ați venit la ședința ordinară din 26 iunie 2019. Am constatat că sunt prezenți 27 de consilieri județeni din 30 consilieri în funcție, drept pentru care ședința este statutară. Declar lucrările ședinței de astăzi deschise. Pentru buna desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlul proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acestora. Având în vedere faptul că proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței au fost încărcate pe tablete și au putut fi studiate și dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Domnule secretar, vă rog frumos, citiți primul proiect de hotărâre. Primul proiect pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Băluță Ion. Astfel, și urmarea verificării comisiei de validare, se validează mandatul domnului Băluță Ion, consilier județean, din cadrul Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Domnule consilier, domnule Băluță. Poftiți, vă rog frumos, jos, că trebuie să depune și jurământul. Subsemnatul Băluță Ion, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și articolul 7 din Legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali, modificată și completată, depun în fața Consiliului Județean următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Deci, din momentul acesta avem 28 de consilieri prezenți la ședința Consiliului Județean din 26 iunie 2019. Da? Domnule Băluță, felicitări pentru preluarea mandatului. Deci v-ați... O să mai avem acum, e vorba de domnul State, că făcea parte, cel care a fost înaintea dumneavoastră, făcea parte de niște comisii. Dacă domnul State vă reconfirmă sau găsiți o variantă de reconfirmare că trebuie să vă puneți pe comisii. Domnul secretar, am stabilit. S-a lămurit. S-a lămurit, da? Bine, domnule președinte. Astfel încât. Da, continuăm ședința, vă rog frumos. Proiectul de hotărâre numărul 2 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 82 din 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Astfel se propune ca în Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor și ale minorității naționale, înlocuirea domnului Șerban Jenel cu domnul Băluță Ion, este propunerea și susținută de partid de ALDE, urmează ca votul să fie secret la finalul ședinței. Comisia tehnică urmează să înscrie pe buletinile de vot candidatura domnului Băluță pentru comisia mai sus menționată. Proiect de hotărâre numărul 3 pentru modificarea hotărârii numărul 35/2017 privind desemnarea reprezentanților județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș în vederea participării la activitățile comisiilor și grupurilor de lucru din cadrul adunării regiunilor europene. După discuții cu partidul ALDE, urmează ca pe buletinul de vot în locul domnului Șerban Jenel să se regăsească domnul State, domnul consilier State, Comisia Tehnică, vă rog frumos ca pe buletinul de vot pentru ARE să regăsească domnul State. Dacă mai sunt alte propuneri, bănesc că nu. Da, este locul de la ALDE. De asemenea, proiectul hotărâre numărul 4 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 76 din 2016 privind constituirea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Județean Călăraș. De asemenea, după consultarea partidului ALDE, în Comisia de Validare urmează a fi propus domnul consilier State, Comisia Tehnică, urmează să înscrie pe buletinul de vot de la proiectul numărul 4 pentru un consilier State. Votul pe aceste, pe aceste hotărâri urmează a fi dat la final, exercitat în mod secret. Proiect de hotărâre numărul 5
privind aprobarea planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019. De la comisiile unde s-au făcut dezbateri, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 6 pentru modificarea hotărârii numărul 94 din 2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al DGASFC. Propunerea inițiatorului acestei hotărâri este ca în Colegiul Director al DGASFC să participe doamna director Marinela Enciu, având în vedere și faptul că HG797 din 2017, modificată în anul 2018, se prevede faptul că, pe lângă membrii enumerați în Colegiul Director, din partea Consiliului Județean trebuie să facă parte trei membri conducători ai unor instituții, servicii de interes public județean. Doamna Enciu este directoarea bibliotecii județene și este economist de profesie, astfel că se încadrează pe exigențele hotărârii 797. Da. Cine este pentru? Nu urmează, ca la final să fie vot secret, dacă nu sunt discuții în acest sens. Alte propuneri mai sunt? Nu. Urmează ca la final, pe buletinul de vot, Comisia Tehnică să se regăsească la proiectul de hotărâre numărul 6, doamna Marinela Enciu. Proiect de hotărâre numărul 7, privind aprobarea actualizării monografiei economico-militare a județului Tălăraș. La comisie unde s-a făcut dezbatere, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri ESA Călăraș pe anul 2019. La comisia unde a fost dezbatere, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Să abține cineva? Mă abțin eu, dar nu mă abțin. Împotriva? Da, domnule secretar, o abținere cu votul de pentru. Cu abținerea domnului consilier Vârtejanu, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. Da. Continuați, domnule secretar. Proiect de hotărâre numărul 9 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 63 din 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 și în exercițiul bugetar 2019. Aici există un amendament. Se introduce pe lista de investiții finanțată din excedentul bugetar poziția PUZ pentru proiectul adăpost pescăresc cu suma de 16.000 de lei la capitolul 5102 Autorități Executive. Se introduce poziția SF Parc Auto, teren parcare auto, teren Policlinica 2 Călăraș cu suma de 20.000 de lei la capitolul 8702 Alte activități economice, Direcția Județeană de Administrație Publică a Domeniului Public și Privat al Județului Călăraș. Întrebări, domnul Vârtejanu? Nu? Da, cine este pentru cele două amendamente? Cine este pentru aceste amendamente? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Cu o neparticipare la vot. Da. Acum, cu amendamentele... Amendamentele au fost aprobate. Cu cele două amendamente propuse, să votăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere? O neparticipare și împotrivă? Niciun vot împotrivă. O neparticipare a domnului consilier Sălteanu și o abținere a domnului consilier Vârtejanu, proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10, privind aprobarea de principiu a majorării capitalului social al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraș. La comisiile unde au fost dezbatere nu sunt amendamente. E o aprobare de principiu. Noi aprobăm capitalul social pentru că trebuie să cerem aviz de la Oficiul Concurenței. Și atunci trebuie să informăm prefectul. Deci pe acesta aprobare de principiu trebuie să informăm prefectul că dorim să majorăm capitalul social la drumul și tot. Domnule consilier. În primul rând este vorba despre stația de asfalt, achiziția noi stații de asfalt.
Actuala stație de asfalt are o capacitate de producție de 20-25 de tone pe oră. Are o vechime de 25 de ani. Anul acesta, undeva la sfârșitul anului, să ne expire autorizația de mediu. Și vom întâmpina reale probleme pentru obținerea noi autorizații de mediu. Pentru că ne este foarte greu să păstrăm, să ne menținem parametrii normali impuși de garda de mediu, referitor la poluare. Și noua stație ce capacitate o să are? Noua stație ne-am gândit noi să fie undeva la 80 de tone pe oră. Per ce facem dată? Anul trecut câte tone de asfalt? Anul trecut s-au produs 22.000 de tone de asfalt. Aproximativ, da. Nu se poate ne facem în jur de 400.000. Păi facem 20-25 de tone pe oră. Ia faceți o socoteală, vedeți cât... Vor 8 ore de lucru. Cât rezultă. Undeva la 4.000 de tone facem dacă merge stația la capacitate maximă. Asta s-a realizat. Ce de mai trebuie? Păi, dar nu se poate, nu. Astea sunt datele, nu? Echip, tu ești de specialitate, ai cuvântul echip, că ești de specialitate. Ce facem? Ce de locurile aveți? Ce de locurile aveți? Vrem o căsătate. De ce? N-avem ce face cu ea. Capacitatea unei stații de 80 este foarte mare și nejustificată de nimic. În momentul de față, când producem asfalt, eu o cumpăr și apoi. Și drumul național. Eu știu de ce vând acum. Dumneavoastră știți de ce vând? Nu știu, dar știu că și... Păi atunci, de ce contraziceți așa? Eu știu despre ce e vorba. Dumneavoastră, dacă veți să aveți intervenții, vă rog să le faceți. Să vă scrieți de fundamental, spuneți de ce. Capacitatea unei stații de 80 de tone pe oră nu e necesară pentru județul Călăraș. Eu zic că... Nu avem ce să facem cu asemenea. Fără stație, 3 milioane nu găsiți. Cum? 3 milioane? Da. Ce 3 milioane? Putem la o stație mult mai puternică, domnule. Eu am văzut, citind toate materialele astea, început cu bugetul. Păi e ceva ce să devină eu. Domnul președinte. O secundă, că problema e neclarificată. Problema e neclarificată. De ce nu ne gândim să luăm una mobilă? Deocamdată... Pe punctele... Vorbiți noastră, domnul Vortejan, să facem un expunere cu domnul. Eu am început. V-ați băgat în discuții. Dacă m-ați băgat în discuții, eu, părerea mea era una mobilă. Bun. Și undeva sectoare scoteam de problema e mult mai complicată, domnul președinte. Fiindcă eu citim materialele astea toate legate de drumuri, de investiții, de transformare, mărirea capitalului social, tot ce are pe ordinea dreptului. Mi se pare că dumneavoastră nu ne informați corect. Dacă ați primit declaratul spatele de la drumuri, deci nu sunteți informați corect. Nu. Deci, au o solicitare în lista lor de investiții a anului ăsta, care se duce la 9 milioane, din care 700.000 este pe un teren, 6 milioane este de lei, este o stație. Nu se poate așa ceva. Bugetul construit pentru aprobare la această dată este tardiv legii bugetului de stat. El trebuia aprobat odată cu bugetul propriu al județului. Este previzionat pe datele inițiale din legea bugetară, adică pe sumele pe care Consiliul Județean le primește pentru întreținere drumul județene. Într-adevăr, este o anexă pentru ca listă de investiții depusă la acest proiect de buget, care ce va urma... Ce valoare? Nu știu exact, dar într-adevăr la stație există o valoare de 9 milioane de lei. Nu la stație. Deci lista conține 4 puncte. Da. Teren, 700.000. Da. Un compactor. Da. Un repartizator. Da. Și o stație. Și o stație. Între care terenul, deci un teren. Da. Nu știu ce suprafață. Dar e o suprafață de o cifră de 700.000 de lei. Și stația de 6 milioane. Da. Stație de 6 milioane, între 80 și 120 de... Aceste anexe sunt valori estimate, urmând ca după hotărârile de majorare de capital social, de studiu al pieței privind stațiile de mixturi, el să suporte rectificare de buget la un anume moment. Deja devine un proiect
devine un proiect pentru o nouă stație. Terenul pentru ce le iau? Pentru noua stație. Pentru noua stație. Deci mulți stații. Da. S-a luat acest teren? Domnul militar. Încă nu. S-a contractat? Nu. S-a participat la agitații? Cred că da. Da. Cum? Aia aprobarea adunării generală. Până... Domnul Vârtejeanu, considerați că Consiliul Județean e mai presus de lege? Atât timp cât cetățenii de acolo tot reclamă că le fărâmăm casele și aveți, traversăm... Avem, o avem reclamații la nivelul Consiliului Județean. Vi le pun la dispoziție. Dar trebuie să ne puneți la dispoziție. Cum, dacă dumneavoastră vreți, o să scoatem din arhivă toate reclamații să vi le pun la dispoziție. Adică pentru a respecta legea înseamnă că dacă noi vrem să relocăm... Vă rog eu să respectăm legea. Da, să respectăm legea acum. Știți cât plătim noi chirii acolo jos? Nu. 50 de milioane pe lună la PDF. Păi da, vă fac eu o analiză dacă vreți în plen. Nu, da? Nu trebuie să faceți dumneavoastră. Circulăm cu mașină 50-60 de tone, deranjăm oamenii de acolo, cetățenii. Hai să fac analiză, vă că nu trebuie să o faceți. Dacă tot ați spus aceste lucruri, haideți vă calitate. Spun eu. Da? Viitorul. Deci eu, care am preluat un mandat de la dumneavoastră, trebuie să mă gândesc ce voi face cu drumul și podul pe viitor. Trebuie relocat pentru că nu mai putem funcționa acolo unde deranjăm pe toată lumea. O propunere în fața Consiliului. O propunere, de principiu propunerea pe care o fac. Propunerea de principiu pe care v-am făcut-o astăzi urmează la viitoarea ședință. 9 milioane este o stație... Nu-i 9 milioane, e 600.000 de euro. Terenul? 9 milioane. Terenul este cu gaze... Are curent electric în vecinătate. Are în vecinătate curentul electric, gazele, apa și canalul. Îl facem, domnul Vârtejeanu, dar nu putem să-l facem, îl face drumurile și podurile, ESA. El îl face și va prezenta Consiliul Județean. Păi după ce îi dăm o temă, nu? Păi noi dăm de principiu ca să informăm prefectul, pentru ca să putem să ajungem. Are o poziție ESA de investiții pentru lucrări. Noi. Păi și le aprobă, și le aprobă prin adunarea generală pe care o are drumul și podurile, ESA nu aprobăm. Noi și pe noi, domnule. Păi câte, dacă nu... Te întreabă dumneata, noi efectiv dacă îi dăm aprobarea asta, trebuie să vină cu justificări pentru tot ce îi cere de la Consiliul Județean, trebuie să-și aducă argumentele ce dorește să facă conducerea drumurilor și podurilor cu adunarea generală și Consiliul Administrației. El e consilierul, directorul e operat la spital. Nu, dar... E spital sau operat? Consiliul hotărăște treaba asta. Ce hotărăște Consiliul? Dacă o aprobă sau nu. Domnul Putejan, nu hotărăște... Consiliul hotărăște majoritatea de capital social. Adunarea generală hotărăște investițiile care se fac în această societate. Sunteți în eroare, domnul Brătejeanu. Domnul președinte, clar că necesitatea este la acest proiect, dar domnul Brătejeanu zice, bine, noi am pus puțin carul înaintea boilor. Noi trebuia să le aprobăm proiectul. Era simplă treaba. Noi trebuia să le luna trecută, noi aprobam proiectul. Ei demarau procedura de... licitația terenului, de ofertele pentru stații, că acum noi zicem o stație costă 600.000 de euro, de 40 de tone pe oră, cât... 60-80. 60-80, nu mai are importanță, că deja... Dar nu avem nicio ofertă, nicio... Adică vorbim așa doar ca să... La viitoarea ședință vom face adică, detaliile... Adică, zice, bine, domnule, uite, ăsta e terenul. Adică trebuia un proiect... Nu, ascultă. Deci la viitoarea ședință să aducă clar documente care să prezinte ceea ce doriți. La viitoarea ședință, la băgăm poate... Păi nu, dar avizul de principiu nu are nicio... Nu trebuie avizul de principiu. Ba, da. Pentru ce? Să informăm prefectul. Și oficiul concurenței. Pentru că dar avem... Domnul Grama, vă rog frumos. Aș vrea să-i spun domnului Vârtejeanu că din cei 684 de kilometri de drumuri județene, la acest moment Călărașul are 171 drumuri pietruite și 173 de kilometri drumuri de pământ. Ca și necesitatea investiției la societatea de drumuri și podurile sa, vis-a-vis de creșterea capacității de producție, dar și productivitatea muncii. Drumuri modernizate din 1989 până în 2020 sunt doar 211 km. V-aș ruga să participați împreună cu mine mai mult în activitatea pe care o desfășor la Ecoaqua și aș fi încântat să mergem împreună acolo, să discutăm, așa cum puneți problema la drumuri și poduri, să puneți problema inclusiv în adunarea generală a acționarilor la Ecoaqua și chiar v-aș ruga să mergem. Cine este pentru? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă?
Un vot împotrivă. Cu un vot împotrivă, adică proiectul și restul pentru, proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea de principiu a majorității capitală socială a secțiunilor procesale, a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11, pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călăraș. În comisie, unde fost dezbateri, nu sunt amendamente, însă, cu permisiunea dumneavoastră, o să fac o mențiune. Este vorba despre aprobarea programului de transport rutier public de persoane și de prelungirea temporalitate a licențelor potrivit legii. Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență care prevede prelungirea acestora până la data de 30.06.2023. Dar pentru că nu s-a publicat acest act normativ, potrivit actelor normative care sunt în vigoare la această dată, având în vedere că acestea expiră la 30 iunie anul acesta, facem prelungirea până la data de 2.12.2019, așa cum prevede legea. Este posibil ca în structura științelor următoare să venim cu prelungirea până în 2023. Completarea până 2023. Da. Dar cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. La comisie unde a fost dezbatere nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 12 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 13 privind modificarea și completarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu Călăraș. La comisie nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. La comisii nu au fost amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 14 a fost aprobat. Dar de ce două trei la asta? Așa este o prevedere legală specială în ordonanța care le reglementează activitatea și unde spune că organigrama și statul de funcții se aprobă cu două treimi dintre Consilii. Este o lege specială a dumneavoastră. De aceea este... Pe cultură, nu? Da. Da. Cultură. Da. Proiect de hotărâre numărul 15 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 55 din 1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri în societatea comercială pe acțiuni. La comisiile unde a fost dezbatere nu sunt amendamente. Cine este pentru? O secundă. Legat de treaba asta, majorarea de capital, nu? Nu. Nu, schimbarea de regie. De regie. Acțiunile au fost stabilite inițial ca fiind ale Consiliului Județean, în 1997. Pe parcurs s-au produs modificări în lege și acum acțiunile sunt de fapt ale județului, nu ale Unitate teritorială județeană. Poate. Poate. Sigur. Deci noi suntem într-o ilegalitate și am mers pe ea. Nu. În sensul că nu avem această calitate Consiliul Județean. Ce autoritatea tutelară a județului. Ca să întărim un piculeț ce vorbeam la proiectul 10, ați dat împotrivă? Împotrivă? Nu. Ziceți domnul. E unanimitate de vot, unanimitate de vot, pe hotărârea numărul 15 a fost aprobat. Vorbeam de proiectul 10, știți, cu ăla cu două treimi și la articolul 1 spune cu acțiune, deci să leagă un pic amândouă, de-aia am... Avem o problemă care urmează tot cu dumneavoastră în ședință de Consiliu de Țean, să mai punem un acționar. Societățile pe acțiuni nu poate să dețină un singur acționar. Acțiune și trebuie să mai avem, să vedem pe cine, Direcția de Patrimoniu, aș vedea, ca să o introducem pe viitor. Tu mai de-aia m-am legat de treaba asta. Fiindcă vreau să fac o propunere legat de majorarea capitalului social, să o facem prin public. Subscripție publică. Da, modificăm acțiunea. Bineînțeles că le modificăm. Și nu mai suntem unici.
poate deveni. Și poate sunt anumiți oameni care sunt interesați în dezvoltarea rețelei de drumuri, întreținerea și mai departe, care cumpără acțiuni în vedere. Și nu mai nu avem nici incidența la acest articol de lege care spune, doamne, în Consiliul Județean că nu este. Da, ca să emiți acțiuni trebuie să fie susținut după acțiuni întâi, da? Suntem acțiuni. Dar tot pe acțiuni. Avem acțiuni, număr de acțiuni, avem tot. Emite, dar la momentul ăsta noi avem un capital social pe care a fost subscris de către Consiliul Județean și transformat în bunuri mobile sau în imobile, ceea ce deține el astăzi. La momentul acesta, putem să spunem o majorare de capital social cu 3 milioane, subscriție publică, cei care vor veni. Dar noi trebuie să ținem cont de acțiuni, da? Imediat de acțiuni, da. Dar noi trebuie să știm 40% din valoare ca să avem. Deci nu, trebuie să scoatem diferența, părerea mea ar fi să păstrăm 51% Consiliul Județean. Neapărat. Da. Să păsteze Consiliul Județean 51% și 49% poate de 10 milioane, 15 milioane, cât va fi ca valoare, să se scoată la pe piață liberă. Da. Continuăm, domnul secretar. Proiect de hotărâre numărul 16 pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcție ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. La comisie unde a fost dezbatere, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 16 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 17 pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 17 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 18 pentru modificarea hotărârii numărul 91 din 2010 privind constituirea consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 18 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 19 privind numirea directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș, proiect introdus peste ordinea de zi. Da? Discuții? A fost concurs? A fost concurs. A fost promovat? Am o întrebare și eu. Da. Da, domnul. Câți concurențe au fost? Un singur concurent. Un singur concurent. Da. A fost concurs public la ANFP. Nu dați voie, dacă au fost public și la ANFP, pot să verific dacă e treaba asta cu acțiunile. Vor fi publice, să vedem dacă există șanse. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Nu? Felicitări, domnule director. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 19 privind numirea directorului executiv al Direcției Generale de Sănătate Publică din persoana domnului Drăgăn Gheorghe a fost aprobat. La diverse? Proiect de hotărâre numărul 20 privind modificarea și completarea hotărârii numărul 88 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călăraș în adunarea generală a asociațiilor și în Consiliul Director ale Asociației de Fotbal Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș în Consiliul Director al Asociației, inițiatorul hotărârii solicită înlocuirea domnului Mihai Vâlcea cu domnul Eduard Gram în Consiliul Director al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș. Dom'le, care e motivul? Schimbarea Vâlcea. Implicarea pe care directorul Direcției de Dezvoltare o are de la decontarea sumelor pe care le depune clubul, până la implicarea, să spunem, în club de funcționare. Lăsați-l care e prea multe. Ascultați. Nu, acolo e o zonă foarte sensibilă. Și e o zonă pe care publicul călărășean și-o dorește. Și atunci nu putem să o lăsăm să vină să hotărască sau să facem reguli, regulament, să aprobăm prin adunarea generală și Consiliul Director de la Fotbal 2005, ca directorul Direcției de Dezvoltare să aibă legătură. Și atunci directorul Direcției de Dezvoltare, decontând și știind ce regulament se aplică, cum se dă prime, cum se dă, trebuie să fie prezent acolo, să fie cel care să decidă și să știe ce se întâmplă acolo. Sigur că dacă supuneți la mod, este ca dumneavoastră. Eu v-am întrebat un lucru.
acest Vâlcea care a fost până azi. E ok, Vâlcea nu, domnul Vâlcea nu era implicat în fenomenul sportiv, da? Implicarea domnului director Grama, începând să spunem, dar chiar a fost la discuții cu antrenorii, a fost prezent cu mine. Toate lucrurile astea le-am văzut că implicarea lui de la decontarea cheltuielor până la implicarea de a aduce nouă echipă de conducere, am considerat că e mai bine să fie cel care are totul sub control. Încărcăm cu prea multe probleme. Îi purtați de grijă? Da. Domnul Vârtejan, aveți o altă propunere? Pentru ce? Pentru să concureze cu domnul Grama? Domnul Grama. Nu, dar nu știu. Da, domnul Magiaru. Domnul președinte. Vă rog frumos să pregătiți votul de Comisia de Validare Comoresc, că avem și discuții libere. Domnul președinte, fotbalul cărășean nu știe ce se întâmplă cu echipa. A promovat, promovează. Care mai avem jucători? Dați o informație așa mai detaliată. În urma retrogradării și conform contractelor încheiate cu jucătorii, marea majoritate au fost reziliate de drept, clubul de fotbal având opțiunea de prelungire a contractelor doar în cazul în care jucătorii ar fi rămas, pentru o parte dintre ei, ar fi rămas în Liga 1. A fost numit un nou antrenor, un nou staff, împreună cu un președinte executiv, oameni care se vor ocupa de transferurile în perioada următoare. În urma discuțiilor avute cu Cristi Pustai împreună cu domnul președinte, reunirea lotului va fi în perioada 1-7, 8-7, iar plecarea în cantonament va fi în perioada 10-22-7. Nu s-a mai mers pe un termen scurt de aducerea fotbaliștilor la propunerea noului antrenor. Am stabilit împreună că este necesar un număr minim de 15 jucători în prima perioadă, urmând ca până la încheierea perioadei de transferări să completăm lotul, pentru că mai sunt foarte mulți jucători aflați în negocieri cu cluburi de Liga 1 și Liga 2 și nu e momentul acum să forțăm. Cam asta ar fi prezentarea vis-a-vis de echipă de fotbal. Deci, și așteptăm în același timp. Luni au confirmat că vor veni și o să invităm presa luni pentru prezentarea noului staff de conducere al echipei de fotbal. E vorba de Eugen Părvulescu, președinte executiv, care a promis că, de fapt, nu vine numai președinte executiv, vine să înființeze Academie de fotbal la Călăraș, Academia 2005, să încercăm să luăm din țară jucători care promit să-i aducem în echipele de juniori ale noastre, ale Dunării Călăraș, și să putem pe viitor să putem să promovăm, să fie pe finieră proprie acest proiect pe care l-a propus domnul Eugen Părvulescu. Și am mai avut în vedere, dacă îmi permiteți, decizia care urmează a fi luată astăzi la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, unde șansele în ultima perioadă au crescut și sunt promițătoare. Eu zic că sunt 50-50, decizia va fi luată în amiaza asta și să sperăm că va fi pozitivă pentru echipa de fotbal. Ce demersuri a făcut clubul Dunărea 2005? A înaintat o adresă către Federația Română de Fotbal și a făcut mențiunea vis-a-vis de sumele plătite conform declarațiilor din presă și publicate pe site-ul Academiei Clinceni în bilanțul contabil. Sunt sume trecute la poziția subvenții, donații și alte venituri de stat sau locale, bani care ar trebui demonstrat dacă vin din contul, același cont al echipei de fotbal FCSB, și în același timp mai sunt și sume din sponsorizări, deci vorbesc de documente oficiale, colaborate cu regulamentul, cu ROAF-ul, articolul 3, un patron de club sau o persoană fizică sau juridică nu poate dispune decizii importante pentru două entități, două cluburi. Clubul Dunărea Călăraș 2005, am dus documente în care să arătăm că suntem la cunoștință de aceste donații care au fost virate din contul domnului Gigi Becali. Dacă există contestație, poate fi atacată la TAS? Nu? Da. Va fi la TAS, da. Va merge procedura până la cap. Nu am primit niciun acord vis-a-vis de treaba asta. Bravo, gata. Unde ne aflăm? De ce am ajuns aici? Câți bani s-au cheltuit vis-a-vis de treaba asta? Adică să avem o chestie așa, că n-am avut un succes. A fost o mare cinste pentru Călăraș, că am fost în divizia națională, a fost greu. Și noi am răspuns, de-aia spun că am cel puțin să avem această treabă de a ne explica, fiindcă sunt unele voci care sunt mai preocupați de fotbal decât mine.
În sensul că, domnule, s-au luat foarte mulți fotbaliști. Da, câți fotbaliști? Pentru că noi ne-am trezit în divizia B, în divizia națională, presiunea pe care avem la momentul respectiv că trebuie să luăm jucători să ne menținem în divizia națională, neavând experiență. Ce se poate întâmpla? De acord, aveți dreptate, a fost o greșeală pe care președintele clubului Brișan a făcut-o la momentul, le-a semnat contractele. Din momentul când a semnat contractele, n-am avut soluția că dacă nu picam în divizia B, nu puteam să reziliem niciunul. Toți rămâneau pe salarii foarte mari și erau presiune pe Consiliul Județean. Acum, la momentul ăsta, nu are nimeni, s-a redus la jumătate, are mai mult de 2.000 cineva salariu? Nu. Nu are nimeni salariu mai mult de 2.000 de euro. Pe contract sportiv. Eu am niște informații, date de diversi indivizi care v-am spus că sunt mai preocupați decât... Dați-ne acum și noi să facem responsabilitatea. Dar întreb. De-aia v-am spus, hai să și vedem cât s-a cheltuit. Nu numai ce-am cheltuit mai mult, ce-am cheltuit echipa. Cu tot ce s-a încasat pe bilete, tot ce s-a... Încasările de la televiziune, de la toate bucătăria. Că eu înțeleg că salariile au fost cam la nivel de 5.000 de euro. Ca medie? Cam medie. Cam de 5.000. Poate e o glumă. Dar vă aducem un raport, domnul Bătejan. Pentru viitoarea ședință, domnul Bătejan, hai să-i numerăm. Câți jucători s-au... Domnul Vârtejan, hai să concluzionăm. Domnul Vârtejan, vorbiți cu mine. Domnul Vârtejan, hai să discutăm așa. Cerem câți jucători au fost aduși într-un an de zile la Dunărea? Domnul Vârtejan, câți jucători s-au adus? Bugetul care l-am alocat noi, Consiliul Județean, și drepturile care le-am încasat televiziune, bilet, da? Ce mai doriți în plus ca să aducă pentru ședința următoare? Un singur lucru, să prezinte un raport, care să vedem despre ce. Ok, gata. Prezentați un raport mai complet, da? Mulțumesc.